Geaca pe mine, ea este un fel de roșu spre portocaliu, dar e un portocaliu stins, așa, e superb oricum. Are glugă la spate, e foarte călduroasă, îmi place, mă gândesc serios să-mi iau și eu una, dar altă culoare poate. Așa. Și i-am cumpărat, ca să-i ofer așa un pic de stil și de textură, acest fular, pe care îmi gândeam că să-l se poate purta așa sau așa. Se pare că arată așa super cool. Super frumos. E un cadou pentru mama lui Sorin. O să am grijă să nu-l vadă înainte. O să mă schimb să vă arăt și ponciul, care e la fel de moale și de plăcut. Dar ce vreau să vă spun este că aceste produse chiar sunt foarte, foarte calitative la atingere și se simte. Și chiar îmi plac foarte mult. Stați să mă schimb și vă arăt și ponciul. Și ponciul este foarte moale la atingere. Eu nu sunt fanul ponciuri, dar acesta chiar îmi place. Are franjurile acestea în partea de jos. El e ca un șal foarte mare, doar că îți permite să ți se formeze aici mult mai lejer, pentru că e din două părți, vedeți cum este. Să ți se formeze mult mai lejer, așa ca o mânecă. Și îmi place că poți să-l pui și peste, să-ți țină de cald. Mi se pare că iarna așa e foarte cozy. Și la spate e așa, ca lungime, până aici. Până la începutul coapsei. Și arată cam așa, nu prea, se vede de la sine, nu prea am ce să spun, doar că îmi place foarte mult și vă recomand materialul, mai ales este wow. De aceea vi-l recomand. Mi-a plăcut foarte mult și am zis să vi le arăt și vouă.
Este deja târziu după amiaza și așa cum, din păcate, trebuie să ne obișnuim, este destul de întuneric. Nu mai este lumină deloc afară, dar eu încerc să mă prefac că e zi și că trebuie să fiu activă. Și o să pregătesc o parmigiana. Am feliat vinetele, așa a fost și cât de subțire am putut eu. Am avut 5 vinete și am pus sare pe o parte și pe alta și le las cam 30 de minute la sărat să lase acel gust amar, apa aceea care e amăruie cumva iese din vânătă, din ce am înțeles. E prima dată când fac parmigiana, așa că sper să-mi iasă. Și am pus aici și pui la dezghețat, pentru că o să fac pentru Sorin niște pui crispy cu fulgi de porumb. Sper să se dezghețe la timp până fac eu parmigiana, sigur o să pot să pun la cuptor și asta. Am închis un pic hota să vă arăt. Am tocat niște ceapă, puțin usturoi, sunt gata, busuioc și ardei iute și acum o să adaug roșii, așa. Practic fac sosul de roșii, îl las la fiert cam 30 de minute și încep să pregătesc în tigaie vinetele. Le usuc cu un șervețel, le tapotez așa pentru a elimina apa aceasta, cred că se vede. Se tapotează cu un șervețel și se pune în tigaie sau la grill, dacă aveți, eu nu am așa ceva momentan. Am adăugat și acest sos boloniez vegan, ce conține 55% tomate, 27% sos de tomate concentrat, produs din proteină de soia 4%, 3,2% ceapă, zahăr brun din trestie, morcovi, apă, sare, ulei de măsline și cam aia e mare. L-aveam în casă și roșiile acelea erau bucăți, așa că am preferat să pun și acest sos peste. Scosesem să vedem dacă merge, dar cred că o să-i dea un gust foarte bun. Cam așa arată mine. Să vedem cum o să fie la final. Spre marea mea uimire, a ieșit dita mai tava de pui crispy. Era o casserolă super mică de pui, dar s-a dovedit a fi o cantitate destul de mare. Îl bag la cuptor și dacă mai rămâne, mai are și pentru mine mâine, Sorin. Iar aici vinetele. Îmi dau bătăi de cap, chiar stau de ceva timp și fac vinete. Sosul este gata. Când sunt gata vinetele, practic pot să pregătesc parmigiana pentru la cuptor, dar până e gata, bineînțeles, pot să mă ocup de pui. Gata puiul, deja vedeți că Sorin a exterminat aici. Am gustat și eu, deși eu nu sunt fană pui deloc, dar chiar e foarte bun. Și uite, dacă sunteți fan KFC și știți că nu e sănătos, puteți să vă faceți asta la cuptor. Și e mult mai sănătos și mult mai gustos și până la urmă și mult mai economic, să zic așa. Chiar vă recomand. Am zis să arăt asta și să vă arăt și paguba, că poate e o idee bună și pentru voi. Am făcut primul strat, acum am ajuns la cel de-al doilea, am pus vinetele, o să pun deasupra sos de roșii și apoi pun mozzarella. Vă arăt imediat. Acum haideți să punem roșia, sosul de roșie. Îl întindem așa, pe toată suprafața. Like, follow și subscribe, vă rog. Așa. Da, uit să spun dacă asta. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Repet. Așa. Am făcut numai sos de roșii pe aici, dar n-are nimic. Trebuia să fac mai mult sos de roșii. Aparent e nevoie de mult sos de roșii. Am folosit 5 vinete, 2 cutii, câte 240 de grame de roșii întregi, pe care le-am pisat eu aici cu lingura de lemn. Am mai pus încă un borcan, cred că avea și acela vreo 200 de grame, de sos boloniez, 2 cepe, 3-4 căței de usturoi și am folosit pentru stratul anterior o pungă din aceasta de mozzarella, 200 de grame, acum o să pun 2 pungi. Sorin, mergem și la ei să le ducem, că e foarte mult aici, adică... Dacă vine ei, mergem. Dacă vine ei, mergem, perfect. Deci să-i sunăm. Așa. Nu prea mai am prăjitură. Mai e. Putem să-i invităm la noi. Așa. Mai am jumătate din moșul ăla cu ciocolată. Am fost până la magazin în seara pe asta. Pe bune, cu abonați-vă. Oh my God.
God, e cel mai mare susținător al meu pe YouTube-ul. Așa. Și punem deasupra sos. Sos. Țineți minte că în daily vlog-ul trecut am zis în loc de crema a zis sos. Acum în loc de mozzarella zic sos. Am ceva cu acest sos. În cantități industriale, mă. Băi, chili. Ma. A făcut ceva neconștient piesa, mi se pare. Da. Despun sos tot timpul. Gata. Pun asta și mai pun puțin parmezan deasupra. O bag la cuptor. Și vă arăt la final cum a ieșit din cuptor. Ia. Mie îmi place brânza mult și prefer să pun multă brânză. Dar vedeți că am făcut aici dita mai parmigiana cu vinete. Dar e perfect că o împărțim cu ai lui Sorin. Mie îmi place să mâncăm în familie toți așa. E o experiență plăcută. Ia, asta să vă arăt până la final totuși. Am întărit marginile, nu vreți să știți ce e în bucătărie aici. E dezastru, dar e ok. Mă rog, nu e ok. Știți și voi cum e cu spălatul vaselor și asta, dar... trebuie să acceptăm realitatea. Gata! Cam asta e. O pun la cuptor, cam 45 de minute, cred că scrie acolo. Și vă arăt la final. Scuzați, mizeria s-a murdărit. E gata parmigiana. Și așa arată. E normal ca brânza de deasupra să arate așa. Dar o să fie super mega delicioasă. Acum o să las așa la răcit. Am făcut curățenie pe aici, am dat puțin cu aspiratorul și cam asta e pentru seara aceasta. Primarul cu patru picioare, un ponei. A fost garantat, iar când postul de primar a devenit liber, Patrick a fost prima alegere. Turiștii îl iubesc și ei. Nu cred. Și locuitorii au decis. Da, au decis. Prima oară la pub.